Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Diferite caractere din Sfintele Scripturi ne sunt arătate cu experiențele pe care le-au avut și din care fiecare dintre noi putem să învățăm foarte mult. De fapt, Biblia chiar ne vorbește despre faptul acesta că tot ceea ce a fost scris pentru învățătura noastră a fost scris pentru ca să învățăm. Tot ce a fost scris mai înainte, spune apostolul Pavel, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau scripturile, noi să fim oameni care avem nădejde. Deci lucrurile și experiențele oamenilor acestora sunt pentru zidirea noastră spirituală pentru ca să învățăm de la ei. Domnul Isus Hristos a spus într-o împrejurare, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Un exemplu pe care vreau să-l aveți în vedere, un exemplu pentru care trebuie să fim atenți și despre care trebuie să știm, este nevasta lui Lot. Unde spune Domnul Isus Hristos lucrul acesta și personajul acesta pe care îl amintește Mântuitorul, în ce context, este în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, versetul 32. Iată ce spune Domnul. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Care este contextul? Despre ce vorbea Domnul încât introduce această afirmație? Țineți cont, nu uitați, amintiți-vă de nevasta lui Lot. Contextul este unul în care vorbește despre vremea sfârșitului și revenirea Domnului Sos care trebuie să ne găsească pregătiți. Nici unul dintre noi să nu fim luați, chiar dacă ne va surprinde, dar să nu fim luați prin surprindele în sensul de a fi nepregătiți. Mântuitorul spune aici, imediat după aceea, după ce declară, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Oricine o va pierde, Adică este dispus să piardă, să dăruiască viața aceasta trecătoare, acela o va câștiga. Câștiga adevărată viață. Vă spun că în noaptea aceea, aha. Deci este vorba de momentul când Domnul Isus Hristos va reveni pentru ca să ia în secret biserica sa. Oamenii pregătiți, oamenii credincioși care îs, 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 sunt în așteptare care sunt gata să meargă împreună cu El. Un moment despre care Biblia vorbește. De fapt, despre revenirea Domnului, vremea sfârșitului și revenirea Domnului, Biblia afirmă și vorbește de peste 300 de ori în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că este un lucru, un eveniment, o învățătură foarte importantă. Se vorbească atât de mult, atât de frecvent. Este ceva ce se va întâmpla lucrul acesta. Și dacă spune Domnul Isus Hristos aceasta, zice, vă spune noaptea aceea, doi vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. În contextul nevoiei de pregătire, Mântuitorul stabilește lucrul acesta și ne dă învățătură nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Bine, ce ar trebui să ne amintim noi de nevasta lui Lot? Cine a fost nevasta lui Lot? Vedeți, Biblia nu-i dă numele, doar spune că este nevasta lui Lot. În Genesa, în capitolul 19, la versetul 24 până la 26, Vreau să citim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că s-a întâmplat cu nevasta lui Lot. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toate câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Dumnezeu ne vorbește despre faptul că a adus o judecată peste cetățile acestea murdare, mizerabile, în care domnea păcatul, a ajuns la un nivel de apogeu, păcatul și mișelia împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a adus judecata și a adus focul acesta de nimicire. Versetul 26 ne spune, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Ce a determinat-o pe femeia aceasta să privească înapoi, să se uite înapoi? Care a fost motivul pentru care ea a făcut lucrul acesta? Motivul a fost faptul că îi părea rău după viața pe care a trecut-o. Pentru ea, viața aceea trecută și valorile acestei vieți trecătoare și ceea ce a lăsat în urmă, acelea erau valorile care erau preocuparea ei de bază. De ce a spus Domnul Isus Hristos, cine vrea să scape viața, acela de fapt o va pierde? Cine o va pierde, acela o va mântui. Nici măcar nu-i dă numele femeii acesteia. Ea este nevasta lui Lot. Găsim despre istoria aceasta și știm despre, Iov, despre Lot în Cartea Genesa, în capitolul 13 și în continuare, și chiar în capitolul 12 și 19, unde am citit. Dar vreau să vă amintesc ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament despre Lot, pentru că vorbim de nevasta lui Lot. Bine, nu știm numele ei, dar cine a fost Lot? În 2 Petru, în capitolul 2, versetul 4 până la 9, citim din cuvântul Domnului despre Lot. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. Dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau, un stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți șapte inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Apoi, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de exemplu celor ce vor trăi în nelegiuire. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot. Deci primul lucru pe care îl aflăm despre Lot este că este un om neprihănit. Neprihănitul Lot care era foarte întristat. Un alt lucru este neprihănitul acesta este foarte întristat. Duce o viață de mare întristare. Întristat de viața destrăbălată a acestor strigați. Apoi, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit. Al treilea lucru pe care îl declară Biblia este că el era chinuit în sufletul lui, Neprihănit, întristat și cu sufletul chinuit. Chinuit din pricina acelor ce vedea și auzea din faptele acestea nelegiuite ale oamenilor. Și spune Dumnezeu aici, înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Acum, dacă asta spune Dumnezeu, omul ăsta este neprihănit, omul acesta este un om care este întristat și care a ajuns să-și chinuiască sufletul ce declară Biblia despre el și ce mai spune cuvântul lui Dumnezeu este chiar din momentul în care Avram este chemat să iasă din țara lui, din rodenia lui. Și atunci Dumnezeu, după ce îl cheamă pe el, Dumnezeu vine și ne spune că l-a luat împreună cu el și pe Lot, care este nepotul lui Avram, este, fratele, este fiul fratelui său. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, versetul 4 din Genesa, capitolul 12, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Iată-l pe Lot, este nepotul lui Avram și îl ia Avram pe omul acesta să fie împreună cu el. Oamenii ăștia nu pleacă din țara aceea pentru că nu au nimic ca și sunt foarte săraci. Din potrivă. Biblia ne spune că ei sunt foarte bogați. Dacă citim în capitolul 13, versetul 1 și 2, Avram s-a suit din Egipt în țara de la mia zi. El, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot, cu nepotul său. Avram era foarte bogat în vite, în argint, și în aur. Un om foarte bogat. Nu a plecat așa că nu avea ce să facă. Nu a plecat să-și găsească un rost în lume. A plecat pentru că Dumnezeu i-a cerut lucrul acesta. Și atunci, când vine Dumnezeu și ne spune că el este foarte bogat, noi înțelegem că oamenii aceștia sunt totuși ascultători de Dumnezeu. Cel puțin Avram este foarte ascultător de Dumnezeu. Ei bine, apare o ceartă între slujitorii lui Avram. Care este foarte bogat, și slujitorii lui Lot, care și el este bogat. Și atunci vine Avram și îi spune: Te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, pentru că suntem frați. Tu ești nepotul meu, tu ești fiul fratelui meu. Așa ar trebui să fie între noi, dragii mei, între cei credincioși. Suntem în Familia Bisericii. Nu noi ne-am adus în Familia Bisericii. Dumnezeu este cel care a decis cine să vină. Dumnezeu este cel care ne-a acceptat. Și ar trebui să nu fie între noi ceartă, pentru că suntem frați. Dar ce vorbim despre ceartă în familie? În familie se iscă câteodată ceartă. Atitudinea unui om al lui Dumnezeu este aceasta, ca a lui Avram. Dacă ești fiul lui Avram, dacă ești fica lui Avram, vei avea atitudinea lui Avram. Vei avea faptele lui Avram. Cum este în familia ta? Cum este în biserica din care faci parte? Care este atitudinea ta? Avram a venit și i-a spus lui Lot, zice, toată țara este înaintea ta, Lot, te las pe tine să alegi. Dacă tu te duci în partea dreaptă, eu mă duc în stânga. Dacă tu te duci înainte, eu mă duc înapoi. Și haide să nu fie ceartă între noi. Alege tot ce vrei. Lot și-a ridicat ochii, a văzut toată câmpia Iordanului, era bine udată, era ca o grădină a Domnului și a ales toată câmpia Iordanului. N-a lăsat nimic lui Avram. Din tot ceea ce era prosper, frumos, atrăgător pentru ochii aceștia, nimic lui Avram. El și-a luat toată partea aceea bună. Avram a locuit atunci acolo, în țara Canaan, s-au despărțit în uh, Lot, unde a locuit, este în cetățile din câmpie și găsim aici ceva. Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma, zice Biblia, erau răi din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Iată, dar vedem pe omul acesta neprihanit, omul acesta se duce în Sodoma, în mijlocul unor oameni deosebit de păcătoși și ajunge să fie întristat și îndurerat de păcatele și mizerile morale pe care le aveau de nivel moral pe care le aveau oamenii aceștia din Sodoma, și mai mult să-și chinuie Sufletul. Da, sunt oameni care uh, au făcut lucrul acesta, Lot își alege ceea ce este prosperitatea, ceea ce este frumusețea, ceea ce este așteptarea, măi, aici o să am eu familia, aici o să meargă bine copiilor mei, să nu fie și ei priberi, să tot călătorească, aici cetatea este întărită, este puternică, aici o să aibă prosperitate copiii mei, le asigur un viitor, le asigur să aibă viața aceasta aici, să le fie bine. Oare aceasta trebuie să căutăm în primul rând? Ce spunea Domnul Isus? Cine vrea să scape viața, acela de fapt o va pierde. Cine este dispus să-și dăruiască viața pentru mine și pentru evanghelie, acela o va câștiga. Lot a dorit prosperitatea și a ajuns în orașul acesta mizerabil al păcatului. Atunci când descrie Dumnezeu în Vechiul Testament cetatea Sodomei și a Gomorei, face lucrul acesta printre altele Printr-un cuvânt profetic pe care îl avem în cartea lui Ezechiel. În Ezechiel, la capitolul 16, de la versetul 48, spune așa: Pe viața mea zice Domnul Dumnezeu: Că sora ta, Sodoma și fiicele ei, spune Ierusalimului, n-au făcut ce ați făcut voi, tu și fiicele tale. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale, Sodoma. Era îngânfată. Trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. A căutat viața aceasta, a căutat binele numai pentru viața aceasta și nu s-a gândit să facă socotelile pentru viața viitoare, pentru viața cealaltă, pentru existența de dincolo. Zice, nu sprijinea mâna celui nenorocit, nu i-a păsat de cel care este îndurerat, de cel care nu are, de cel care este lipsit. Ele s-au semețit, Sodoma și Gomora, s-au îngânfat și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea, de aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Toate rădăcinile murdăriilor homosexualității, ale păcatelor murdare erau acolo în Sodoma și Gomora, de aceea cuvântului Dumnezeu zice. au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Aceasta este descrierea pe care uh, o are cuvântul lui Dumnezeu. Dar bine, Lot a ajuns acolo Cine este Lot? Lot este un om cu mare influență. Oamenii, oamenii, cu influență în antichitate, în cetățile care erau atunci, în orașele care erau construite ca niște cetăți, oamenii aceștia locuiau în cetățile acestea și aveau o poziție de autoritate la porțile cetății. Zice Biblia, capitolul 19 din Cartea Genesa, cei doi îngeri, care erau în imaginea a doi bărbați, au ajuns la Sodoma, seara. Lot ședea la poarta Sodomei. Lot a ajuns să fie un om cu mare vază în Sodoma, în cetatea în care el și-a așezat viața. El s-a căsătorit acolo, sigur, probabil că s-a căsătorit cu o femeie care s-a îndrăgostit și ea de Sodoma. A avut fiice acolo, și ele s-au logodit în vremea când se întâmplă lucrurile acestea, fetele erau logodite, încă nu cunoșteau bărbat pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta mai târziu, aici în capitolul 19. Femeile acestea, fetele acestea, sunt logodite, avea gineri, deja erau considerați ginerii lui Lot, dar ele încă nu erau căsătorite. Și Biblia ne spune că îl găsim aici, pe omul acesta, la poarta Sodomei. Deci este o cetate prosperă, Lot este de mare influență, Lot este foarte bogat, oamenii ori fi spus, mai a venit un om foarte bogat aici, în orașul nostru, este un om cu mare influență. Dacă Dumnezeu a, deschis, a descris în felul acesta, cetatea aceasta pregătită de Dumnezeu, pregătită pentru, pentru oameni, deci Dumnezeu are pregătită pentru copiii săi o altă cetate. Aici este diferența dintre omul lui Dumnezeu Avram și nepotul său, Lot. Avram ne spune cuvântul Domnului despre, despre el, că și el avea așteptări ale unei cetăți. Dar vedeți, atunci când s-a pus problema alegerii, Avram nu a căutat să-și scape viața aceasta și nu a căutat binele pentru viața aceasta, aceasta, în primul rând. Iată ce ne spune Biblia în Cartea Evreilor, atunci când vorbește despre Avram, versetul 8, în capitolul 11. Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Nu a fost că s-a interesat cum este acolo, cum este bursa, cum sunt câștigurile, dacă există cetăți întărite în locul acela. Nu, nu. Fără să știe unde se duce. Pentru că este chemarea lui Dumnezeu. Și eu, spunea Avram, urmez scopurile lui Dumnezeu pentru viața mea. Nu caut viața aceasta să-mi fie scumpă, ci pentru mine este scumpă viața de dincolo. Mai mult, zice, prin credință s-a așezat în țara promisă, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el al aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și zid ziditor este Dumnezeu. Iată, dar Lot caută cetatea pământească și face o prioritate din viața aceasta, nu atât de mult cât soția lui, dar Avram caută cetatea cerească și face o prioritate din valorile împărăției, din valorile eterne. Cum suntem noi? Care este căutarea noastră principală? Suntem oameni care vrem să asigurăm pentru noi un confort, în primul rând, și copiilor noștri să le meargă foarte bine. Cea mai mare valoare pe care poți să o dai copiilor tăi este credința în Dumnezeu. Să întipărește -mi în mintea și în inima copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să fie căutată de tine și de ei ca o prioritate. Celelalte lucruri Dumnezeu ni le promite că ni le dă pe deasupra. Da, cetatea prosperă cu perspective de viitor pe care a căutat o lot. Perspective de viitor în lumea aceasta nu i-a oferit ceea ce el de fapt aștepta, împlinirea și fericirea. Aici este căutarea fiecăruia dintre noi. Posibil să vedem, ce vrem în primul rând să ne asigurăm o carieră pentru noi, pentru copiii noștri, să termine o facultate, să termine o, o știu, eu, să primească o slujbă, să termine o, un doctorat, sunt lucruri foarte bune dar nu trebuie să fie prioritate. Înainte de orice doctorat, de orice facultate, de orice carieră, de orice venit, trebuie să te asiguri că găsești copiilor tăi un context în care să-i chemi, să-i aduci aproape de voia lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să aibă viața pentru ca să câștige împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Da, dragii mei, aceasta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Nu așa a fost soția lui Lot. Dumnezeu a adus uh, nimicirea Gomorei și a Sodomei și este interesant ce se întâmplă aici în capitolul 19, cum spune Biblia despre nevasta lui Lot, de care Domnul Iisus Hristos ne, ne chema, aduceți-vă aminte de ea. Zice cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că nu se culcaseră încă oamenii din cetate și după ce au intrat să găzduiască cei doi îngeri la, la Lot, Zice, nu se culcase de încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni. Au înconjurat casa, tot norodul a alergat din colțurile acelea și au chemat pe Lot și i-au zis Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Adică ceea ce ei trăiau trebuia să fie valorile pe care trebuie să le accepte și Lot și trebuie să le accepte oricine vine acolo. Nu vi se pare că trăim o vreme de felul acesta? Încă nu a ajuns, se pare, chiar la apogeu, mizeria aceasta în lume, cu lucrurile și urăciunile blestemate, cum le numea Dumnezeu. Dar uitați-vă câte lucruri se întâmplă, până și la, la deschiderea jocurilor e, olimpice e, de la Paris, s-a făcut o parodie despre actul cinei Domnului, împotriva lucrării lui Dumnezeu, pentru ca să se promoveze mizerile acestea care le numește Dumnezeu blestemate. Trăim într-o lume în care oamenii vor să impună toți să fie de acord cu valorile pe care ei le au, cu valorile acestea murdare. Dragii mei, zice cuvântul lui Dumnezeu, zice scoate aici să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a, a încuiat ușa după el, este în fața lor, la ușă. Și ce le declară Lot? Zice, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Și uitați spune unde merge, zice, am două fete care nu știu de bărbat. El avea și ginerii, deci nu erau încă deocamdată căsătorite, dar erau considerate ca și cum ar fi fost căsătorite, erau logodite și așa se considera în antichitate, ca și cum ar fi căsătorite. Dar încă nu erau împreună, nu trăiau împreună. Deci vi le aduc afară să le faceți ceea ce vă va plăcea. Până unde merge omul lui Dumnezeu? Câtă durere, câtă suferință să-ți dai fetele să fie violate de niște netrebnici? Dar ca să nu facă urăciunea aceea împotriva lui Dumnezeu. Ei au strigat, pleacă, și au zis: Omul ăsta a venit la noi ca un străin. Și el, care era cu mare vază până atunci, de ce, de ce vrea să facă pe judecătorul, spun ei. Oamenii să știți, cei care promovează lucrurile murdare, ale urăciunilor blestemate, cum se numește în scriptură lucrul acesta, de către Dumnezeu. Oamenii acestea nu ne respectă și nu respectă valorile lui Dumnezeu. Deci, ei bine, spun ei, o să-ți facem mai rău decât lor. Și a intervenit, evident, Dumnezeu. Și Dumnezeu a împiedicat lucrurile acelea mizere, dar ceea ce este surprinzător este că, uite, Dumnezeu vrea să scape și uh, vrea să cruce de tot ceea ce se va întâmpla acolo, ne spune versetul 16 și fiindcă Lot zăbovea bărbații aceia, cei doi îngeri l-au apucat de mână și ascultați pe el, pe nevastă sa nici aici nu-i dă numele și cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruce vrea să-l cruce pe Lot vrea să cruce ceea ce este a lui Lot dragii mei Dumnezeu ne arată harul său, vrea să ne cruțe de judecata, de pedeapsa care va veni peste lume peste omenirea aceasta care merge din păcat în mai mult păcat, din rău în mai mult rău. Dumnezeu vrea să te cruce, Dumnezeu vrea să cruce omenirea pe viața mea că nu vreau moartea păcătosului, declară Dumnezeu. Sau Petru spune, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, că el va reveni. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Și are o îndelungă răbdare și vrea ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Da, Dumnezeu voia să-i cruce. Și ce mare har, are femeia aceasta, femeia lui Lot, are harul acesta să fie prinsă de mână de către îngeri și scoasă afară, trasă acolo. Nu știu de câte ori a intervenit Dumnezeu în viața ta, de câte ori a vorbit Dumnezeu inimitale, a vrut Dumnezeu să te cruce, să te salveze din judecata care este iminentă, care vine. A aminte de nevasta lui Lot, nevasta lui Lot, prinsă de mână și ea, împreună cu Lot și cu fetele și scoase afară. Și versetul 17 spune Biblia, i-a scos afară. Unul din ei a zis, scapă viața, să nu te uiți înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Nu te uita înapoi. Din păcate, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi. În versetele 24 la 26 pe care le-am citit, cu care mă duc spre încheiere. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și Gomora poceasă și foc de la Domnul din cer. Și Dumnezeu va aduce din nou judecată, un foc peste lumea aceasta. Lumea cu tot ce este pe ea va arde, declară cuvântul lui Dumnezeu prin Petru. Lumea aceasta va dispărea, Casele noastre, averile noastre, băncile și conturile noastre bancare, proprietățile noastre, toate vor pieri. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Ce fel de oameni? Ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind venirea zilei acelea a lui Dumnezeu, revenirea Domnului. Cum ar trebui să ne găsească? Femeia aceasta, când a venit judecata lui Dumnezeu, nevasta lui Lod era legată de ceea ce a lăsat în urmă. Îi părea atât de rău după ceea ce a lăsat în urmă. Nu se uita la bucuria eliberării, a salvării ei, a familiei ei. Nu i-a păsat de lucrul acesta. Regretul după viața trecută, regretul după valorile lumii acesteia tregătoare. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a nimicit cu desăvârșirile, cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților, și tot ce creștea pe pământ a fost nimicit de Dumnezeu. Și apoi, cu câtă durere sună ceea ce spune Dumnezeu. În versetul 26, Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stil de sare. Aduceți-vă aminte de Nevasta lui Lot. Acesta a fost mesajul pe care l-a dat Domnul Isus Hristos. Fiți pregătiți. Ziua judecății va, va veni, Domnul Iisus Hristos urmează să revină, trebuie să fii pregătit. Nu te lega mai mult de lucrurile acestea, de confort, de carieră pentru tine, copii, de a asigura un viitor copiilor tăi, nu te lega mai mult de acestea, decât de Domnul și de valorile împărăției eterne. La cetatea la care ne cheamă Dumnezeu să fim părtași și în care să ne bucurăm o veșnicie pentru că s-a dus să ne pregătească Locul acela în care vrea să te aibă și pe tine, indiferent cine ești, aduți aminte de nevasta lui Lot.